bine te-am regăsit, Valeria! Bună! Explică-mi cine ești și care-i povestea. Povestea mea este... Eu merg la White Sensation în Praga. La festival! Înțeles acum! Deci ăsta e festival look? Da! Da, perfect! Da, la White Sensation, da. White Sensation, am înțeles. Toată albă! Toată albă, toată albă. Păi da, am înțeles. Corina, de la alb la alb. De la alb la negru și de la negru la alb. Valeria, eu am o mare problemă cu atitudinea ta și aș vrea să-mi, nu știu, să-mi dai o replică. Aș vrea să spui ceva despre ce s-a întâmplat astăzi. Te rog, spală cumva ce s-a întâmplat. Hai să ne împăcăm. Eu nu pot să uit acea imagine. Okay. Nu pot. Bine, iartă-mă atunci pentru ce s-a întâmplat. Nu e de iertare, dar... Și nu, lasă-mă să continui. Eu o să... Nu vreau doar atât, știi? Te rog. Poate n-a fost corect ce am făcut astăzi. Sper pe viitor să nu mai fac. Nu vreau să avem un conflict. Exact. Și... chiar îmi pare rău. Adică oricum toată situația și ce s-a întâmplat și tot haosul, vreau să fie ok între noi și să nu se mai întâmple. Exact, hai să ne tăvălim stilistic, hai să facem chestii, hai să cântăm, hai să nu știu, dar să nu ne vorbim așa. Eu nici nu știu cum să reacționez în situații de genul, de asta nu am mai reacționat, m-am blocat. Și atât. Eu la fel, ai văzut, n-am zis absolut nimic. Mie îmi place că încerci foarte multe zone, nu știu dacă sunt neapărat hainele tale, dar îmi place că le tot strângi, le tot faci, de-ți vin ție bine, cizmele cred că încerc. Sunt numărul meu, nu? Sunt că par mititele! Cizmele? Da, mie mi se pare că sunt foarte 40. Mari. Tu, Corina, par mititele! Nu, sunt 35, da? Mie îmi par foarte, foarte mari. Jurații sunt pregătiți să analizeze această White Sensation de la noi din platou, așa că nu mai pierdem timpul în fața lor, Valeria. Ești tribal, așa, ești puțin valeriană. Aha. Ți se potrivește perfect cu numele și apreciez că ai curaj. Mulțumesc. Și poți fi crazy. Da. Mie mi-ar fi plăcut, Inuta, dacă mi-ai fi spus că reprezinți Republica Cârcâză la Eurovision în 1997. Pentru că dacă ar fi să mă gândesc acum la relația directă a lui 2019 cu moda, ținuta este paralelă cu orice tip de realitate. Machiajul și capul nu-mi plac, deși tu ești frumoasă. Foarte frumoasă e ea, da. Dar ținuta îmi place. Care-i treaba cu chiloțeala aia pe care o întrezăresc acolo? Opa. Este o chiloțeală care vine împreună cu costumația, nu? Nu este doar pur și simplu. Dar cum? Nu e gândită în așa fel încât să se vadă? Că te-am văzut că defilai pe aici, ca lumea, ia. E albă. Oh, dar frumos se stă. Bine, uite, vezi? Nu știu, e ceva ce nu-mi place. În primul rând, nu-mi plac volanele, asta este clar. Chiloțeala... E dușistică. Da, chiloțeala... De la părți, de la machiaj, mi se pare place, că e sexy, are picioare frumoase, e îndrăzneață, are acel ceva. Dar în rest, machiajul nu... Păi fă o medie și hai să dăm calificative. Da, hai să vedem. Am zis că sunt frumoasă, așa că să merg mai departe, cu orice machiaj pe mine, merg doar în zona păpușică, așa că am mai pus chestii. Da, nici acum, nici să nu spiridușești în halul ăsta fiecare ediție. Mi se pare că e perfect pentru un festival. Bine. Mâine nu te mai duci la festival. Mâine nu mă duc la festival. Bravo, Estil. Mulțumesc. Și eu la fel, ai curaj. Bravo, Estil. Mulțumesc. Hai, mă, gândește-te că ești la White Sensation. Bine, trec peste faza cu acele mâneci, cu acele volane la mâneci. Sfâșiele, rupele. Bravo, ai stil. Pentru White Sensation. Pentru White Sensation. Valeria, ce-i de acasă? Dragii mei, vă mulțumesc mult pentru toată susținerea pe care mi-a oferit și pentru toate mesajele. Nu uitați, indicativul meu este 3. Votați la 1206 dacă vreți să rămân în concurs. Mulțumesc tare mult! Mulțumim!